Perfect. Haideți, bun. Haideți să vă, să vă duc la film, dacă putem. Pentru că deși s-au deschis și s-au mai liniștit restricțiile și așteptăm cu nerăbdare să mergem la film, dar nu știm încă dacă este posibil. Așa că, Damiana, ajută-ne! Bună! E posibil bună sau din nu nou să mergem la film? Am mâncat, am băut, cerăm! Ce rămâne de văzut? Păi fii atentă, că asta eu mi-am făcut aici un speech. Ia fii atentă. Ce rămâne de văzut? De văzut. Numai că, de văzut, eu mi-aș fi dorit să văd un film, ce-i drept. Mai cu seamă că am auzit că anul trecut au fost înregistrate undeva la peste 70% de scăderi în zona cinematografiei, în industria cinematografiei. Așa că mă gândeam că poate anul acesta, având în vedere că s-au mai relaxat restricțiile un pic și s-a anunțat că teatrele și cinematografele se redeschid, ei bine, deocamdată nu s-au redeschis, cel puțin cinematografele. Înțeleg că ele așteaptă mai degrabă o concretizare și o certitudine a faptului că această relaxare a restricțiilor va ține mai mult de o săptămână. Cel să zicem două săptămâni. Și o săptămână, două, na, acum depinde. Da. Și am mai auzit că ei cumva deja se pregătesc pentru această redeschidere, chiar dacă este vorba de a se deschide pentru doar 30% din capacitatea unei săli, ei se gândesc să facă această redeschidere, mai cu seamă că trebuie să făcute și luate în calcul. Măsură, trebuie să-și ia măsurile de siguranță pentru să-și ia în calcul toate măsurile de siguranță și de protecție pentru a fi totul igienizat, curățat, așa cum trebuie să fie, ca noi cu toții să ne putem bucura de o relaxare perfectă, frumoasă, la mall, la cinematograf, pentru că, sincer, știți de ce îmi plăcea mie să merg la cinematograf? De ce? Și cred că nu doar mie. Laura, ia, ție de ce îți plăcea? Și după aia zic eu. Pentru că era ecranul ăla mare și puteam să mănânc popcorn acolo și... Cât am plâns eu la lanțul amintirilor frumos. Popcornul! La cinema Grivița. Iată. Nu era popcorn pe vremea aia, popcorn-ul. Dar plângeam. S-a dărâmat, nu mai e cinema Grivița, dar era frumos. Lanțul amintirilor și prietenii mei elefanți. Două filme am plâns la ele mult de tot. Doamne, deci n-am mai fost Cove la film de foarte mult timp. Hai că poate te duc eu, Cove, e ok. Stai, facem cumva. Ia zi, Dami, ce și încă ceva, Cove. Da? Spune, fii atent. Spune-mi dacă tu la film, când mergeai tu așa în adolescență, în tinerețe, da? Dacă filmul și scosul la cinematograf era cumva un prilejiu de a mai pune o mână pe un picior. Da. Era un moment de apropiere cumva. Da. Își punea mâna dreaptă pe piciorul lui stâng. Că se stingea și lumina și nu era ca acum, cum e la mall, că ai și luminițe de-astea. Înainte când se stingea lumina să înceapă filmul, era o beznă ca nu cauzi, nu vedeai nimic, nu te vedeai cu persoană. Dami, dar te rog, dacă nimereai mai târziu, îi călcai pe toți până intrai. Nu ne mai ține pe jar. Ai o dată când se deschid cinematografele? Data viitoare. Te rog. Deocamdată nu este nimic sigur. Nu se știe concret când se va redeschide cinematograful, dar noi așteptăm cu sufletul la gură, pentru că mai cu seamă că am auzit că sunt tot felul de premiere și undeva chiar prin toamnă am înțeles că va fi relansat un nou film James Bond. Păi voi vă dați seama cum să rateze așa ceva, pentru că este o adevărată plăcere să simți sunetul acela puternic din cinematograf. Exact. Și nu doar sunetul, imaginea aceea imensă. Mai cu seamă că te mai deranjează acum și toate lucrurile acestea, ne e dor de ele. Când te mai deranja domnul din spate, îți mai dădea cât un picior în scaun. Mai vorbea la telefon. Domnul mai... din față se ridica pentru că avea o nevoie, mai vorbea la telefon. Exact. Da. Parcă ne e dor de lucruri frumoase totuși care... și abia așteptăm. Da, am înțeles care este situația. Abia așteptăm. Este de așteptat să se întâmple așa, atât în cazul cinematografelor, cât și în cazul teatrelor. Nu poți așa de pe o zi pe alta să programezi niște spectacole, pentru Corect. Că ai nevoie de un anumit timp, să pui niște bilete în vânzare, lumea să știe că poate veni trebuie acolo. Trebuie promovate toate astea, da? Exact, trebuie promovate și dincolo de asta, pe lângă sigur toate măsurile pe care trebuie să le iei ca oamenii să fie la distanță și așa și mai departe și în siguranță și așa.
cumva cred eu că va exista o problemă pentru cei din lumea spectacolelor în general. Va exista o reticență a publicului de a da năvală, chiar dacă există acest dor, această dorință. Știi că e de ce ai stat acasă, de-aia îți vine să stai tot acasă și tot așa. Vom vedea, să sperăm că publicul va reveni ușor, ușor în sălile de film, în sălile de teatru, în sălile de spectacol, în sălile la concerte. Încet, cu răbdare. Da, da. Mulțumim tare mult, Dami! Dar la popcorn e deschis? Să știți că eu stau aici la rând, la coadă, nici măcar la popcorn nu este deschis, dar eu vreau să fiu prima când se vor redeschide aceste porți. Așa. Să fiu eu prima aici, să prind loc în față, știți cum e. Păi ia-ți un sac de dormit și așa că mâine intrăm în live de acolo. Poate am noroc. Bine, Dami, mulțumim. Da, exact. Perfect. Mergem mai departe. Nici pop.